Armata sud-coreeană și-a testat rachetele în dimineața zilei de 29 noiembrie, ca răspuns la testul cu racheta făcut de Coreea de Nord cu o zi în urmă. Forțele terestre, marine și aeriene sud-coreene au testat fiecare câte o rachetă, iar acest exercițiu militar a avut loc după ce cu o zi în urmă, în 28 noiembrie, Pyongyang a anunțat că a testat cu succes o rachetă balistică intercontinentală capabilă să lovească ținte oriunde pe teritoriul american. Washingtonul a condamnat testul nord-corean de marți 28 noiembrie, iar la Consiliul de Securitate ONU a fost convocată o reuniune de urgență miercuri 29 noiembrie.